Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă arăt cum se montează un carburator la mopedul Piaggio. Prima dată trebuie să demontez aceste două șuruburi. Deci demontăm aceste două șuruburi. Să scoatem acest opritor. Eu n-am să-l mai pun pe ăsta nou, pentru că deja l-am de la cel vechi. E aceeași tip, același număr, dacă vedeți, 7405, 7405. Și n-am să-l mai bag pe cel nou, am să-l pun direct pe cel vechi. Așa. Să punem pe poziție. Punem cele două șuruburi. Acesta este cablul de la accelerație, care vine băgat aici. Așa. Să vedem dacă funcționează. Și funcționează. Vedeți? Ia uite. Deci funcționează. Așa. Acum trebuie să-l montăm pe gura de admisire de la motor. Pe asta. Telefonul mai aproape să vedeți și voi. E un pic cam incomod de montat. Dar, până la urmă, o să reușim. Uite, am reușit să-l pun pe poziție. Am să iau puțin ulei și am să dau pe această cămașă. Nu știu dacă o vedeți voi asta de aici. Am uns cu puțin ulei ca să alunece mai bine. Și acum să-l băgăm. A intrat perfect. Acum cu cheia de 10 o să strângem, dăm firul ăsta la o parte. Dai că nu e cheie de 10, cred că e de 8.
Ia, să încercăm cu cheia de 7. Da, cheia de 8. Asta e cheia de 8. Și o să strângem acest șurub care... Dar trebuie să mai ținem contra și în partea asta. Aici, că văd că se învârte în gol. Nu putem să băgăm nici o șurubelniță. Pentru că nu are steluța formată. Dar cât un milimetru, cât un milimetru, îl punem în poziție. L-am strâns. Văd că s-a strâns. Acum, vom monta filtrul. Vom monta acest filtru. Să vedem cum îl vom băga. Cred că pe dedesubt. Da, pe dedesubt. Poziție ciudată aici. Trebuie băgat un pic mai forțat. Filtru. Acum cu șurubelnița vom strânge colierul. Am strâns și colierul și cam așa se montează un carburator la un moped Piaggio. Nu este greu, trebuie să ai puțină răbdare și cheile potrivite, adică o cheie de 8 și o șurubelniță dreaptă. Oameni buni, cam asta a fost, cam așa se montează un carburator. Și într-un episod următor o să încercăm să o și pornim.